global, multicultural, da. Apoi nu, da. E bună poezia. Nu. E o problemă, într-adevăr, dar o să intrăm într-o altă discuție despre dacă un text e bine scris, mai contează oare despre ce scrii. Asta ar fi problema. Adică poți să scrii despre partid, dar să fie bine scris. Și atunci îl salvează? Eu cred că nu. Acum nu e actuală. Nicolae Labiș, ce? Nicolae Labiș a scris atât de bine despre partid, încât în niciun caz nu poți imputa lui. Da, eu la fel. Eu Hadir, că cum a scris despre Komsomol atât de bine, încât iarăși nu poți imputa, așa e sau nu? Nu poți imputa, dar pe ce să-l auzi? Da, eu tot, și eu tot cred că contează și despre ce scrii, nu numai cum scrii. Bineînțeles. Da, asta dar e. Dar tot și eu vreau să văd cărțici ca să acum scaldă. Da, da. Azi m-am scolat de dimineață și am scris prima carte. Ah. Deci, nu știu dacă ajung și am timp să mai comentez pe rețelele sociale. Mi-a plăcut cartea și mă gândesc totuși este, acest premiu este, nu că greu, o sarcină grea, dar știi de ce? Pentru că ești un perfecționist până la urmă și îți fii tot anul în căutare de cea mai bună carte, pentru că trebuie să produci o carte și mai bună decât asta pentru salonul următor. Da, da. Eu nu te invidiez și chiar m-am gândit la treaba asta că poți scrie și 10 și nu ai știi pe care să o alegi. Dacă de așa volum, că acolo așa volum trebuie, da, nu mai, da, mare. Și orice subiect poate deveni poveste în mintea ta. Și chiar nu te-ai invidiat, dar te-am într-un fel compătinit. O să pierd un drept un an de zile. Nu, las scrie pentru copii, că-i bine, las scrie cât mai mult. Poate trecem la altă dimensiune a lui Dumitru Crudu pe mai mult timp, nu știu. Mie cartea mi-a plăcut și am văzut-o undeva o situație de astăzi, așa, camuflată bine într-o fabulă, pentru mine a fost. Și chiar mă gândeam că e atât de mică, e atât de, eu știu, condensat în niște păginuți acolo, dar ar trebui citită. Și eu cred că până la salonul celălalt toată lumea să o citească. Citirare. A apărut într-o mie de exemplare, dar s-ar putea să mai dubleze. Pentru astăzi, mie de exemplare e bună. Ai, dar cred că s-a dublat. Pentru că se citește. Când o să citească, se citește ușor, pentru că